De când știi că ești însărcinat, e al tău, e sufletul tău, nu se mai poate să renunți la el. Orice ar fi. Simțeam că băiețelul meu are probleme și poate că dacă l-ați vedea pe stradă, mergând la grădiniță sau mergând în parc, nici nu ați face diferența între Mihnea și un copil absolut normal. Trebuie făcută terapia și trebuie făcută terapia consecvent, fără a fi oprită la un moment dat. Poți să pleci în concediu, da, o săptămână, două, dar după aceea te întorci și e ca un fel de a doua viață pentru băiețelul tău. El muncește 4-6 ore pe zi la terapie. Pe el trebuie să-l înveți lucruri simple, cum trebuie să arate cu degetul, cum trebuie să potrivească obiecte de aceeași formă, de aceeași culoare sau care încap unele în altele, de exemplu. Se folosesc foarte mult suporturi vizuale ca ei să poată să înțeleagă simplu, aranjând imaginile. Niciodată nu este lăsat să nu finalizezi o activitate dacă a început-o la dorința ta sau la dorința lui, ci mereu el trebuie să fie ajutat ca să finalizeze acea activitate și mereu va primi o consecință. În cazul copilului cu autism, fiindcă nu funcționează afectul, empatia, este extrem de important ca părinte pentru a-l ajuta să-și structureze și mai bine comportamentele funcționale pe care le învață în cadrul terapiei, să fie extrem de ferm, nu dur, ci ferm și consecvent. Gata, ai adunat toate frunzele, mama, nu mai sunt. Le-ai adunat pe toate, mai una mică și gata. Da, toate sunt. Hai, vină încoace, mami. Ne oprim să facem 1, 2, 3 și da? 1, 2, 3 și... Bravo! ABA therapy is based off the principles of behavior analysis, is focusing on teaching specific skills, so things that you can observe, like changes in behavior. Therapy should be filled with reinforcement, a lot of fun and praise. Not using reinforcers or reinforcement to teach, then you're actually not doing ABA anymore. Ia verde acum, Mihnea. Pune-te verde. Verde. Bravo. Wow! Pentru a putea strânge fondurile pentru toți copiii care beneficiază de servicii gratuite din cadrul asociației, a fost necesar să convingem toți părinții să se mobilizeze în colectarea de fonduri. Primăvara, toată lumea agonește după fișele fiscale. Apoi este munca de a convinge diferite firme să doneze 20% din impozitul pe profit. Eu, de exemplu, pictez și donez, dăruiesc, mai bine zis, lucrările mele celor care fac donații pentru copilul nostru. Mătușa lui Mihnea aleargă la maraton pentru a strânge fonduri pentru Mihnea. Acesta este un lucru pe care îl veți întâlni în toate familiile cu un copil cu autism. Unitatea familiei. Faptul că la un moment dat o mână respirată se transformă în pumn. La început, da, era dureros și mă gândeam tot timpul, de ce eu, de ce băiețelul meu, de ce Mihnea, care e atât de minunat. După care stai să te gândești, stai un pic, că evoluția lui se face în alt ritm. Există și plusuri și minusuri, de fapt, și trebuie să accepți așa viața cu optimism, cu mult optimism și să știi că, de fapt, Mihnea își va găsi calea lui. Va găsi un lucru care îi va plăcea foarte mult și îl va face pe acela. Și atunci nu va mai fi o diferență așa de mare între el și alți copii. Cum îl vedeți pe Mihnea peste 10 ani? Fericit. Asta e singurul lucru pe care îmi doresc, vreau să fie fericit. Vrem să-i oferim o viață așa de ușoară și așa de frumoasă, încât nu să n-aibă cum să se gândească altcineva e diferit decât este el. De fapt, și el e copil și el va avea tot ce își va dori. Pentru asta luptăm, de fapt. Chiar dacă o să ne ia 6 ani, 7 ani, 10 ani, 15 ani, 20 de ani, nu contează.